cel mai frumos videoclip de dragoste. Este cea mai frumoasă piesă de dragoste vreodată. Este primul lui videoclip. Nu știe ce urmează. M-am revanșat? Nu. Am, pentru știi ce ți-am promis eu la ziua mea? Aoleo, aoleo. Bombă. Vis. Scrie-mi dragostea la infinit. Fii bombă asta mea fără sfârșit. Ca furtunile pe mare, plozile solare, ne iubim. E boring. Îmi place, îmi place. Îmi place. Mai vin o dată? Scrie-mi dragostea la infinit. Fii povestea mea fără sfârșit. Ca furtunile pe mare, exploziile solare, ne iubim. Scrie-mi dragostea la și nu este orice vlog, este un vlog foarte important. Cel mai important vlog. De ce filmez din baie? Pentru că sunt într-o baie. Foarte frumoasă. Cu view. Cu view. Acesta este un view. Foarte frumos view. Dacă aveam zăpadă era și mai frumos. Suntem undeva la mare depărtare de București, aproape de Ploiești. Și aici, într-o casă foarte frumoasă, filmăm un videoclip. Și atenție, nu este, aceea sunt niște chiloți acolo, nu vrem să-i vedem, întoarcem cadrul. Aceea, da, și aici sutiene, da, nu vrem să le vedem, vrem să vedem celelalte haine. Așa, avem multe haine frumoase, bineînțeles, echipa Transformers, formată din Anda astăzi. Ține loc de 3. 3. Așa, astăzi filmăm un videoclip. Și nu orice videoclip, este un videoclip de dragoste, cel mai frumos videoclip de dragoste. Este cea mai frumoasă piesă de dragoste pe care eu am cântat-o vreodată. De ce? Pentru că are semnificație aparte. Acestea sunt hainele, suntem cozy, suntem la munte. Cei ce iubim! Care este pregătit? Este primul lui videoclip, primul videoclip în care Victor apare. Zic primul că cine știe, poate mai urma, dacă îi place. Dacă îi place, va urma, dacă îi place, nu va urma. De-aia sper să-i placă, că joacă cu mine și dacă noi ne iubim, deci n-are ce să nu ne placă. Nu? Da, da. Da, da. Nu știe ce urmează. Merge acțiune Andreea. Și acțiune Victor. Și vii către Victor, vii. Să fii de mult. Mai bine o dată? Hai, și acum. Foarte drăguț, sunt doi drăguți, hai și hai, pune mâna pe năsuc așa, fă o chestie drăguță, ce năsuc drăguț, hai. Scrie-mi dragostea la infinit. Fii povestea mea fără sfârșit. Ca furtunile pe mare, exploziile solare, ne iubim. Uite, mi-a stricat vlogul, mamă. Ce facem, Aline? Bombă! Vis! Până acum îți place? Zici, zi ce mi-ai zis mie, că nu e adrenalin. E frumos, nu? Boring pentru mine, dar e... boring. E boring. Îmi place, îmi place. Îmi place. Da, deci... acum e boring așa, dacă toată când ai clipuri din alea pe bumții și ai dansator mult și cu dans, da, e greu atunci. Acum, la mașini, mai facem unul cu mașini. Nu mai gata, fără bufar, prea mult. Exagerează-le. Vreau să și vorbiți un pic, gen. Schimbă atmosfera, că nu e bună piesa asta. Da. Aia e bună asta, depinde ce facem cu ea. Păi hai, ia, face ceva pe ea.
Aoleo, aoleo, e bine. Foarte fericită, tocmai îmi spuneam că sunt foarte fericită că filmăm acest clip împreună și că totul este foarte natural. Pentru că noi ne vin adevărat și atunci noi nu facem altceva decât să fim natural și să filmăm ceea ce simțim. Nu, că n-avem loc, ne înghesuim, n-are. Și foarte frumos, natural. Dacă iei 25 cu postolii, e de emoții. Păi da, un clip din emoții de zi. Dar vreau să spun... Grăsule, frumosule, măi, ești cel mai gras. Dacă vii la noi acasă, vii mâncam fiecare zi pateuț. Pateuț, că Victor dă pateuț. Dă pateuț, dă pateuț. Hai, vină după noi, la pateuț. Ceru, ceru, nu pierdeți ceru. Scrie dragostea la infinit. Fii povestea mea fără sfârșit. Ca furtunile pe mare, exploziile solare, ne iubim. Așa, deci noi am venit în căbănuță, așa. Și ei stau acolo și au consiliu în fața casei și vorbești cu pisica eventual. Ia uite. S-a plictisit pisica, a fugit. S-a plictisit pisica, a fugit, da. Și ei... Tineri de altfel, habar n-au ce fac, ei abia acum își fac scenariu. Nu, glumim, nu. Ah, by the way, clipul ăsta se filmează a doua zi de Crăciun. Victor pleacă în Australia, poi mine, adică pe 28 și încă încep turneele acolo și atunci l-am filmat a doua zi de Crăciun. Și nu-i nicio problemă. Toată lumea a venit de acasă, de la familie, ca să filmeze cu noi. Păi și tu nu poți să te muți? Ia, mi-a dat și mie să vă... Da, vede? Iar mi-ați stricat vlogul. Alin, te bagi în cadru de la vlogul meu. Da? Mi-l strici. Uite, aaa, mi-a stricat vlogul meu. Păi ce facem, Alin? Nu mă înțeleg cu băieții ăștia deloc. Nu te înțeleg. Uite, uite ce faci. O oră să pună facă cadru aici. Mai avem asta? Hai să venim. Mă rog, avem chipsurile astea. Hai să ridicăm un pic de aici, Andrei. Bă, lăcă să ne dăm. Corect, nu mai pălăcăreți oamenii care muncesc. Are dreptate, Victor. Bun, merge 3, 2, 1 și acțiune. Bun. Ale. Am revanșat? Da. Pentru știi ce ți-am promis eu la ziua la, mea? La mai multe. La mai multe zile, la el, așa? La mai multe. Să ne aducem aminte de cea mai bună petrecere de acum 2-3 ani, că Amanda vrea strică. Cum să vii tot așteaptă la strică? Și vine degeaba că strică-i mobili. Îmi strippări. Visele noastre la noapte. Strippări, că nu-i strippări. Strippări, strippări. Să vină. Strippări, vorba Andei. De cum am întâmplat, am promis și așa. Și, na. Da. Sunt închis, nu? Suntem bine, da? Tu ai și tu pătrățele așa? Da. Unde sunt? Acasă. Acasă ai pătrățele, da? Le am acasă, da. Le mai țin acolo uneori. Ultimul cadru, acesta este ultima dublă, gata, am terminat. A dat domn. Hai, playback! Ascunde-mă acolo undeva în gând. Și poartă-mă prin vise, nopți de dor. Când tu mă iei în brațe, zbor de pe pământ. Pe un inel de Saturn dă-mi sărut nemuritor. Și nu credeam poveștile de dragoste. Ne-am întâlnit și pare ireal. Deodată s-au aliniat planetele. Ceva între noi e supranatural. Scrie-mi dragostea la infinit. Fii povestea mea fără sfârșit. Ca furtunile pe mare, exploziile solare, ne iubim. Frumos, îi dărem! Am terminat astăzi. Mulțumim echipe, azi am terminat. Revenim. Am ajuns acasă și am găsit această tăviță și cu poftă bună și avem un tort cu pișcoturi făcut de bunii și neînceput și special pentru noi. O iubim pe bunii cel mai mult.